Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi o să fac o filmare aici. Ce vreau să vă arăt e că sunt stupii cu nuclei formați anul acesta. Sunt un anumit număr și o să vi prezint cam cum și ce. Iată, aici voi închide acest urdiniș fiindcă a fost unificat. A fost unificat cu acela și e timpul să închidem, să începem precauțiile pentru a evita furtișagul. E mai bine să previi decât să întâmpini. Bun. Haideți să începem să vă arăt și nuclei. Cum arată eroișor nuclei care cum s-a prins. Iată, aici vom lucra. Să-mi iau și eu mânușile. Fără mânuși nu se poate, în cazul meu. Bun, hai să deschidem pe acesta. Ceea ce observ eu prima dată la el este că au consumat șerbetul, da? Iată, e consumat în totalitate și cu plasele acestea nu mai am nici mortalitate. Deci foarte bun. Așa, punem deoparte cutiile, fiindcă aducem altele. Iată și aici. Foarte frumos au luat. Deci foarte frumos. Bun. Iată și uleiul esențial, este consumat în mare parte și îl voi verifica pe acesta de aici. Se vede de ce are el nevoie după ce a primit șerbet și acesta este deja un roișor destul de mare. Vedem câtă mâncare, îi mai dăm foi, să vedem ce face. Să luăm pe rând câte o ramă. El a mai primit foaie la ultima vizită, acum vreo câteva zile bune. Albina începe să scadă, fiindcă totuși e format de vreo 2 luni de zile. Și am zis să vă arăt exact situația acestor roișori. Ce este interesant e că este oată și această ramă. Avem nectarul aici și nectarul ținut din șerbet și e oat. Asta este important. Dacă ultima ramă este oată, ce pot eu să-i fac decât să-i mai aduc o foaie. Dar vom vedea unde îi punem această foaie. Aici avem o altă ramă. Ne gândim să aducem și o ramă cu puiet căpăcit undeva din stup. Aici totul este cu puiet alb sau puiet larvar. Pe ambele părți. Mă interesează să găsesc și puiet căpăcit. Deci asta e cu larve, prima e cu ouă. Foaia se pune lângă aia cu larve. Aceste mătcuțe sunt ultimele împerecheate.
în rândul de nuclee, care l-am făcut. Și mă interesează acest aspect, să văd cum se vor dezvolta. Iată, aici avem puietul căpăcit. Iată, așa arată el. Să știți că am văzut pe rețelele de socializare, pe Facebook în general, poze cu rame care spun în felul următor, că se fură pozele unul de la altul. Nu-mi vine să cred așa ceva. Nici nu contează. Ia uitați aici, așa, avem astfel de rame și în mod normal e pe ambele părți. Iată așa, cu puiet căpăcit, uniform. E câte o gaură pe aici și unde mă uit și există larve. Înseamnă că gradul de consanguinizare este foarte mic. Unii precizează că ar fi miere când două matca, nu e nicio miere, e rata de consanguinizare pe care fiecare apicultor și o calculează în stupina sa cât de mare este. Eu în stupină am 3 linii de mătcuță, așa se zice 3 linii, fiindcă aparțin din alte zone. Am avut norocul acesta de a avea mătcuțe din mai multe zone. În momentul când am început din nou cu albinuții, când n-am luat. Deci dacă vreți să cumpărați 6 familii de albine, cumpărați 2 dintr-o parte, 2 dintr-o altă parte. Dacă tot vreți să dați banii, măcar să aveți albine din mai multe zone. Iată aici acum începe să căpăcească și tot așa arată foarte bine puietul. E bombat în exterior. Asta arată puietul sănătos. Am văzut multe rame, chiar și în pozele care le postează unii, fiind... Le postează ca fiind excelente, dar au o problemă. Puietul trebuie să fie un ușor bombat spre exterior, nu căzut. Nu căzut în niciun caz. Asta. Ia, vedeți cum trebuie. Deci să fie puietul bombat, nu căzut. Dacă verificați, o să vedeți acest lucru, că nu e cea mai sănătos, nu e cel mai sănătos puiet în ramele postate, chiar dacă sunt foarte frumos ouate. Deci matca e de calitate și puietul ușor bolnav. Nu neapărat bolnav, dar probabil îi lipsește ceva din hrana care a fost crescut. Probabil îi lipsește proteina, îi lipsește anumite componente care îl face să se dezvolte cum trebuie. Ia să vedem și această ramă. O altă foaie care a fost dată la crescut. E și mătcuța aici. Acum ouă pe această foaie. Bun. E o mătcuță foarte frumoasă. Când întorc rama, ea trece dincolo. Iată, întorc rama, trece dincolo. Înseamnă că nu-i place lumina. Bun. Ea are spațiu. Și totuși o să-i mai dăm o foaie. Mai dăm o foaie la această matcă.
tânără care s-a întins cu puietul pe 5 rame. Și dăm și următoarea foaie. Acum, odată cu foaia, vine și hrănirea, nu neapărat trebuie să o și hrănim, că fără hrană degeaba e din foaie. Cineva spunea că e mult de lucru cu roi. E mult de lucru, nu știu cum să fie mult de lucru cu roi. Vii odată la 10 zile, îi dai o ramă și îi dai mâncare când are nevoie. Poți să-l lași și fără mâncare dacă ai cules în zona. Punem aici frumos o foaie. Și ea se va dezvolta mai departe. Dorește. Pingem ramele. Diafragma. Dacă mai încape acest polistiren aici. Da. Și voi veni peste 10 zile la dânsa. Bine, între timp eu îi mai dau de mâncare, deci nu rămâne. Dar nu mai deranjez cuibul. Așa, aici va trebui să aduc, iată aici, ca să putem da uleiul esențial, care l-a consumat. Așa. Aici o să vină turta, șerbetul. Și acum voi opri filmarea să mut camera un pic. Să mut în partea asta la altă. Bun, am adus camera în partea asta la altă. Acum să vedem ce avem și în acest roișor. Așa. Încercăm să vedem ce avem. E un pic mai mic decât vecinul. Împerechearea mărcilor s-a făcut aproximativ în același timp. Așa, vedem. Tot așa i-am dat și lui foaie în lateral. Foile astea în lateral le-am dat în momentul în care nu știam dacă sunt măci împerecheate și am zis că pun o foaie în lateral chiar dacă se împerechează, atunci vor fi construite și așa s-a întâmplat. Bine, ele nu sunt construite cu hrană din exterior. Matca încă n-a ajuns ouă aici. În schimb, fagul este construit. Uite, e construită foarte frumos. Și ceea ce văd eu aici, o limbă, datorită spațiului care îl are. Mai construiește câte, eu le zic, limbi. E,
fac acest control pentru a vedea calitatea mărcilor și să vedem de ce anume au nevoie de hrană. Aici avem puiet alb. O să observați o să vedeți ramele oate. Când vă uitați în stup, o să vedeți că ramele sunt oate perfecte, da? După ce calculez eu consanguinizarea aceasta. Și în momentul în care începe să căpăcească, totuși puietul căpăcit nu este uniform, adică o să găsiți spații goale. Iar în spații goale respective veți găsi larve. Mulți zic că matca sare. Așa zic unii că sare matca celula sau e bătrână. În mod normal, indiferent de vârstă, matca va oa celulii la fel. Dar în momentul în care acea matcă s-a împerecheat la început cu câțiva trântori, făcând consanguinizarea, atunci spre sfârșit va găsi acele ouă care le va fecunda cu această problemă, cu problema consanguinizării. Iată o altă ramă foarte frumoasă, căpăcită. Partea asta e căpăcită, în mod normal și partea cealaltă. Iată, puietul este constant, iar aici sunt celule de trânt. Iar puietul la fel este bombat spre exterior. Un puiet foarte sănătos. Fiindcă eu m-am axat pe acest lucru de a avea albină sănătoasă și încet, încet o să reușesc să fac acest lucru, să am albine sănătoase și puternice, să fie puietul cât mai sănătos, albina să trăiască un pic mai mult față de normal. Iată o altă ramă. Și aici este o oat foarte bine. Dar ce vreau să zic despre consanguinizare, o să vă arăt că aici unde sunt celulele, acelea care nu sunt căpăcite, veți vedea larve. Când văd așa, procentajul de consanguinizare este de 10%. Exemplu este că s-a împerecheat cu 18 trântori străini și cu 2 trântori de aie, din linia aie. Și așa este și aici. Așa este și în zona asta, la fel celulele sunt reoate. Cu toate că acolo au fost larve exact de aceeași vârstă ca și cei căpăciți. Ce se întâmplă acolo? Acolo se întâmplă că se depun ouă fecundate, dar vor fi trântori diploizi. Și atunci albina, când dă de ei, îi crește la un moment dat și după aia elimină. Eliminându-i matca când trece, va oa din nou alte ouă. Și aici înseamnă o pierdere de albină de 10%. Adică în loc să ai 10.000 de albine, vei avea doar 9.000. Deci pierzi 1.000 de albine. Iată o altă foaie construită, dacă este și o oată, foarte bine. Da, și matca o avem aici pe mijloc. Foarte frumos. Bun. Nu mai facem mare lucru,
Îi aducem încă o foaie și să mărească cuibul. Bun, pentru azi, cam asta a fost filmarea. Dacă găsesc ceva, o să mai filmez. Numai bine!